Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Aici suntem pe câmp, după cum v-am zis în videoul trecut. Ne pregătim de săunat, așa că trebuie să pregătim teren. Eu am ajuns puțin mai târziu, colegii mei sunt deja afară. Trebuie să-mi reglez freza, să vedem exact cu adâncime. După cum v-a spus, colegii mei sunt deja ieșiți. Au făcut ceva treabă băieții. Așa, sper să nu sufle vântul să mă auziți. Aici avem freza mea. Eu am 4 metri la freză. Mai avem un tractor în seria 7 de la John Deere, freză, e grapă rotativă. 6000-ul meu. Așa, băieții deja sunt plecați. Să ajung și eu numai să-mi reglez freza. Așa, după cum se vede, totul va merge ok. Sperăm, hai să vedem dacă cum merge. Pământul arată super. Hai să urcăm să vedem ce se întâmplă după noi. Oprim radio să nu luăm copyright la video. Hai să vedem. Pornim priza. Da, se învârte. Intrăm și noi să vedem. Oh, merge super. O să mergem jos să vedem și o adâncime. Sper să avem adâncimea bună. Oh, merge ok. Putem merge chiar cu 8 km. Se vede acolo. 8 km. Direct pe arătură. Un pământ foarte bun. Hai să ne uităm și la adâncime. Ne-am oprit. Prin priza, ne dăm jos, luăm metru, ne dăm jos să vedem o adâncime. Așa, vezi, am pământ, am oprit priza. Hai să vedem o adâncime. Așa. Așa, să punem metru. Deci, după cum se vede, avem o adâncime chiar destul de mare. Sunt vreo între 12-14 cm avem adâncime, un pic cam mare, o să ridic un pic mai sus. Uitați aici ce pământ. Bun. Se ridic un pic mai sus. Să o reglăm. E un pic cam adânc și nu vrem să forțăm nici tractorul. Nu avem nici așa nevoie de adâncime așa mare. O să reglez un pic, să vedem, ridicăm un cam, ce să zic, undeva la 10-80 cm e suficient, deci vom ridica vreo 2 cm mai sus. Mă reglez eu. Hai să vedem. Mergem să ajungem pe colegi. Ei s-au cam dus. M-a lăsat în urmă. Glumesc. Pornim. Mergem. Da, merge ok. Așa, după cum se vede, nici tractorul nu se mai forțează. Am ridicat chiar un pic, probabil undeva la 12 cm, între 10 și 12 cm vom avea adâncime, dar eu zic că e super ok adâncimea. Aici o să băgăm floarea soarelui, deci pentru floarea soarelui cred că nici nu e nevoie, o băgăm undeva la 6-7 cm. Dar totuși să aibă pat, e mai ok așa decât să rămână floarea deasupra. Se lucrează ok, chiar și în spatele meu. Super!
după cum ați putut observa, eu am roțile înguste pe față, nu folosesc fața, acolo doar îmi indică că eu merg în față, mă deplasez în față, nu am cuplajul față pornit, pentru că am avut o defecțiune la roțile din spate, cele înguste, așa că am fost nevoit să le pun înapoi cele late. Nu e nicio problemă, o să se remedieze în cel mai scurt timp și o să pot să-mi folosesc și eu din nou cuplajul față. Dar la freză nici nu pot să spun dacă am nevoie de așa ceva, pentru că cu cât, să zicem așa, merge tractorul un pic mai încet, cu atât se lucrează terenul un pic mai bine. Aici se pare că este un pic de pământ alb sau ceva de genul. Trage un pic mai greu, după cum se aude un pic că trage tractorul mai greu, dar e o porțiune scurtă, sper. Hai să vedem. După cum ziceam, am intrat și o rând aici cu colegii, să-i dăm bătaie. O porțiune aici mai cu nadă, acum avem niște rădăcini de nadă, merge un pic mai greu. Merge chiar ok, am să vă arăt imediat, întorc camera să vedeți și voi și în față și în spate, ce și cum. Pământul merge chiar ok, se sparmă foarte bine, condițiile de lucru super. Așteptăm și ceva ploaie, ar trebui și un pic de ploaie, o să vedem. Așa, acum, după cum am zis, întorc camera, colegi în față. Avem acolo un seria 7 cu freza aia de 4,5 metri, un seria 6 mai mare tot de la John Deere, tot cu o freză de 4 metri, eu având tot un seria 6, dar un pic mai mic, de 120 de cai, tot 4 metri. Hai să vedem și în spate ce se vede după noi. Pământul rămâne foarte bine lucrat. Țin să precizez că mergem direct pe arătură, deci nu s-a dat înainte un disc, nu nimic.